Jurnalul de seară la Digi24 este ora 21 și vom vorbi despre adevărul din spatele declarației triumfaliste făcute de Marcel Ciolacu, premierul României, după ce a vizitat câteva supermarketuri. El spune că există scumpiri și de 50% pentru unele alimente. Nu, Consiliul Concurenței îl contrazice. Cea mai mare ieftinire este de 34% și nu la unul dintre produsele la care v-ați fi așteptat. Și este vorba despre struguri. Strugurii sunt campionii acestei ieftiniri. Când vine vorba despre carne, în mod clar, procentele sunt mult mai mici. Vom vedea imediat care sunt cifrele în studioul Digi24. Invitații noștri în această seară, sociologul Vladimir Ionaș. Bună seara, Adrian Cioroianu este fost ministru de externe. Bună seara, domnul ministru. Și Sabin Orcan, directorul Newsweek România. Bună seara, Sabin Orcan. Vom vorbi, domnilor, și despre încăpățânarea cu care Marcel Ciolacu ține să păstreze sistemul ăsta bugetar foarte bogat, foarte umflat, foarte bine plătit, dar pe care nu vrea să-l reducă. Și vom afla despre cum merg lucrurile cu încasările, dar mai ales cum merg lucrurile cu cheltuielile bugetare. Pentru că dacă la încasări pe primele 6 luni lucrurile ar fi cam tanda pe manda, la cheltuieli au crescut. Cheltuielile au crescut foarte mult. Dar înainte, pentru telespectatorii noștri, ce a constatat Consiliul Concurenței vizitând supermarketurile, așa cum a făcut și Marcel Ciolacu? A constatat că cele mai mari ieftiniri, în urma măsurilor care au intrat în vigoare la 1 august, sunt pentru legume și fructe. Și vă spuneam, v-am spus deja, cea mai mare ieftinire este la struguri, 34%. Vă dați seama câtă economie fac românii în bugetul familiilor lor, că s-au ieftinit strugurii cu 34%, prunele s-au ieftinit cu 30%, ardeii cu 25,6%, cartofii cu 28,4%, probabil că aici lucrurile îi mai ajută pe oameni, carnea, per total, s-a ieftinit cu 12,1%, dar dacă intrăm în detalii, copănelele de pui s-au ieftinit cu 8,9%, tacâmurile cu 8,3%, puiul grill cu 6,2%, carnea porc de lucru cu 4,2% și spata cu 0,85%. Sabin Orcan, unde e 50%? Unde e ieftinirea de 50%? Era o prognoză. O prognoză? Se aștepta? Păi încă nu s-a întâmplat. Păi, nici nu cred că se va întâmpla, nu știu cât va ține această ieftinire. Orice ieftinire este o veste bună pentru... Chiar și de 0,85%? Chiar și de 0,85%, înțeleg însă că au dispărut celebre cartoane cu 6 ouă sau cu 10 ouă, câte care erau la această reducere, și acum se vând în magazine, în supermarketuri, numai cartoane cu 30 de ouă, la care nu se aplică, nu, măsura ieftinire guvernului, că nu era pe listuță în anexa respectivă. Mie mi se pare că, mă rog, ne învârtim în cerc, dar nu aș vrea ca oamenii să-și facă așteptări prea mari. Niciun partid politic din România, ca să nu exagerez, niciun partid politic din România, indiferent de ideologie, de lideri, nu are curaj într-un an preelectoral să ia măsuri dure. De pildă să trimită acasă 200.000 de bugetari sau 500.000 de bugetari. A, că ai înghețat niște posturi și că le-ai tăiat și n-ai mai angajat pe nimeni între timp, asta e discutabil. Deși, repet, nu cred că acele cifre anunțate inițial, care au mai scăzut un pic între timp, de la 200.000 la 170.000 și încet, încet cred că o să ajungem la și mai puțin, nu cred că vreun partid își permite să facă lucrul ăsta, pentru că ar însemna o sinucidere politică. Cred că partidele aflate la guvernare încearcă să împace pe toată lumea, tăind puțin de cam, e ca în Caragiale, tăind puțin pe aici, dar nu în chestiile esențiale. Unii sunt supărați. Sigur, dar supărați sunt mulți oameni care gândesc altfel decât guvernanții sau politicienii. Politicienii gândesc în voturi. Adică tot ceea ce văd, dumneavoastră gândiți, spuneți, prețuri, produse, politicienii gândesc în voturi. Câte voturi pierd dacă iau măsura asta
socială sau măsura asta economică și câte voturi câștig. Cam așa să... Ăsta este cântarul, galantarul politicienilor. Așa se măsoară la politicieni. Altfel decât la cetățenii obișnuiți care văd prețurile, văd că motorina, nu știu, a ajuns la 7 lei astăzi sau că a depășit pragul de 7 lei, pragul simbolic de 7 lei și au alte calcule decât politicienii. Dar una peste alta, dacă s-au ieftinit câteva produse cu oricât de puțin, e foarte ieftine. Bine. Telespectatorii vor vedea pe ecran câteva fotografii, ele sunt făcute de colegii mei în supermarketurile prin care au mers, mai ales în weekend. Veți vedea că există mai multe produse. Sunt sigur că telespectatorii noștri, ei înșiși, au constatat asta. Există produse, mai bine zis, locuri pe raft pentru anumite produse care deja nu mai există. Probabil au fost atât de căutate pentru că erau atât de ieftine, dar nu 50%. Domnule ministru, nu 50%. N-am găsit nimic ieftinit cu 50%. Nici nu o să găsim prea curând. Nu o să găsim. Nu, cred că ar fi mai corect să spunem oamenilor că în linii mari, indiferent de faptul că aceste scumpiri nu se vor pune în practică și nu se vor pune în practică din simplu motiv că nu numai leul, toate monedele, inclusiv euro, există o consecință a faptului că de 2 ani de zile încă din timpul pandemiei s-a aruncat cu bani pe piață, există o inflație categorică la nivelul euro, la nivelul dolarului, la nivelul leului. Dar asta nu înseamnă că premierul Ciolacu va pierde, să știți, pentru că lumea măcar va înregistra faptul că a încercat. Pentru mulți, care, vă dați seama, categoriile... hai să zicem așa, neavută de la noi, oricum nu excelau prin consum sau excelau printr-un consum de prețuri mici, în orice condiție. O parte din acele prețuri mici vor rămâne, sunt rafturile din josul supermarketurilor noastre, care sunt vânate de foarte mulți dintre români, din păcate. Nu va fi niciun fel de scădere, dar va rămâne în mentalul unora faptul că premierul Ciolacu a încercat, ceea ce într-un fel e normal pentru un premier de stânga. Deci, din acest punct de vedere, n-aș zice că e un lucru surprinzător că un premier de stânga încearcă un fel de protecție socială în condițiile unei volatilități a monedei. Pentru că noi nu știm. De fapt, vara, cum bine știți, vin foarte mulți români din afară, aduc cu ei euro. Nu știm ce se va întâmpla în toamnă. Nu știm cât de grea va fi iarna. Poate va fi la fel de ușoară ca cea trecută, poate că va fi mai dură. Nu știm ce se va întâmpla cu prețurile la carburant, ori din prețul de la carburant derivă foarte multe lucruri. Trebuie să le spunem românilor să nu se aștepte la minuni, indiferent ce ar spune oamenii politici, în prag de an electoral. Ce te aștepți de la un om politic în prag electoral? Pe mine deja mă surprinde că dincolo de această promisiune, care nu se va onora, a scăderii prețurilor, a avut curajul să abordeze problema, dar bănuiesc că o să vorbim și despre ea, problema restructurării aparatului bugetar, care acolo e cu totul altceva și unde, printre multe pericole care îl pândesc guvernul, eu aș vedea și câteva lucruri bune, dar sunt și pericole care pândesc guvernul, mai ales la cultură, mai ales la educație, unde, ce să vezi, sunt doi miniștri liberali. Ori asta ar putea duce la anumite fricțiuni și vă spun ca unul care, încă o dată, prietenește pentru toți cei din guvern. Restructurarea, așa cum e propusă, va lovi efectiv în instituții de cultură. Vă dau exemplu bibliotecilor, cred că jumătate din biblioteci se vor comasa, vor fi județe fără biblioteci județene, dacă vă imaginați. Fără biblioteci județene? Pentru că nu au 50 de angajați. Ori potrivit legii, ce e sub 50 de angajați, se poate comasa, restructura. La Giurgiu, 20 și ceva de angajați au. La Călăraș, în județele mici. Pentru că, de regulă, numărul angajaților e proporțional cu numărul locuitorilor din județ. Una e la Cluj, să zicem, mă rog, alta e la Giurgiu sau la Călăraș sau Galați sau mai știu unde. Deci, să știți că unele dintre ele pot fi desființate. Ori asta ar intra în istoria României ca un guvern care a desființat bibliotecile județene.
și așa dispar din sate. Și nu numai, pentru că există semnale de alarmă din mai multe domenii. Teatre, tot felul de centre culturale, în fine, deci din punctul ăsta de vedere e un risc. Altfel, eu sunt pentru măsura restructurării, sunt nenumărate lucruri pozitive, inclusiv dispariția unor posturi de conducere, că și așa erau prea multe la noi, între noi fie vorba. Vom vedea și cu posturile de conducere, pentru că se pare că ordonanța prevede varianta în care cei care au deținut posturi de conducere să devină executivi. Exact. În altă parte, unde nu se știe. În altă parte, nu se știe unde. Cine știe? Poate chiar pe salarii mai bune. Vladimir Ionaș, pariul pe care îl face Adrian Cioroianu aici este următorul. În supermarketuri există o categorie de cumpărători la preț. Sunt cei care merg întotdeauna să caute cel mai mic preț. Pentru ei va fi de observat orice mică ieftinire, pentru că știu la cât cumpăr în fiecare săptămână și vor vedea că s-a ieftinit chiar și cu 8%, cu sub 10% ceva. Tacâmurile, de exemplu, cu 8,31%. Asta voiam să vă spun, nu contează procentul cei care urmăresc. E un procent extrem de mare din populație care urmărește aceste reduceri. Nu contează procentul. Contează că a existat o mică reducere. Și cel care s-a luptat a fost premierul Marcel Ciolacu. Din punct de vedere politic, a punctat. Eu mi-am notat în calendar, în schimb, rapiditatea, cred că e record mondial a celor de la Consiliul Concurenței. Prima oară când le-a luat să facă ceva, în mai puțin de 5 ani, că lor de obicei cam atât le lua, 5-7 ani să facă. Acum au reușit foarte repede. Dar atunci când e într-adevăr în interesul cetățenilor, cu prețuri în diverse domenii, nu reușesc. Dar cred că, cinic vorbind, din punct de vedere politic, a punctat prin acea luptă pe care, la nivel declarativ, cel puțin a dus-o cu lanțurile de hipermarketuri, din cauza modului în care s-a discutat, cel puțin la nivel de clasă politică, în ultimii ani despre hipermarketuri. Acestea nu au un grad de favorabilitate foarte mare în rândul populației și atunci sunt mai degrabă văzut ca personajul negativ care nu vrea să scadă prețurile și să ofere cetățenilor niște avantaje și câștigător, din punctul meu de vedere, iese Marcel Ciolacu. Să nu uităm oricum că mai sunt fix 10 luni până la primele alegeri. Adică oamenii nu uită cu mare ușurință dacă ai încerca să... Exact. Pericolul dispariția produselor. Pericolul este, pe de-o parte, dispariția produselor și, din punctul meu de vedere, mai este un pericol și anume luna septembrie. Pentru că încă suntem într-o lună de vară în care nici populația nu este încă atât de activă încât să... Da, există acea relaxare care intervine pe timpul verii, dar odată cu începerea școlilor, cu luna septembrie, lucrurile se schimbă. Aș mai observa ceva și vă rog să comentați. Cele mai mari ieftiniri sunt la produsele făcute de noi, adică legume și fructe. Cele mai mici ieftiniri sunt la produsele de import, carne. Da? Noi importăm carne, importăm mai mult decât producem. E vorba în mod special despre carnea de porc, dar importăm și pui. La carne, și suntem carnivori, da? Grav, noi românii, ieftinirile sunt cele mai mici. Da, într-adevăr. E vizibil lucrul ăsta. Cred că tot acest, că până la urmă e un joc politic pe care l-a făcut, îl va deconta pe plus sau pe minus, nu știu, va vedea la alegeri care va fi reacția, care va fi reacția societății. Din punctul meu de vedere, repet, la cum am văzut în ultima săptămână reacția din partea societății, e mai degrabă una pozitivă. S-a adresat în primul rând unei părți a electoratului mai degrabă care oricum vota sau era pro Partidul Social Democrat. Deci vom vedea dacă va reuși să atragă sau să se mențină. Din punctul meu de vedere, principalul obiectiv al domnului Ciolacu și al PSD în momentul de față este să se mențină la procentul pe care l-au, pentru că în momentul în care dai primul ministru, decontezi. Tu ești cel care te erodezi cel mai mult. Așa cum a văzut-o PNL-ul până acum. Acum primul în bătaia puștii este PSD-ul și va încerca să nu se erodeze atât de mult. De aceea face astfel de... cu Consiliul Concurenței? Că mi-a rămas în cap că că au făcut atât de repede. Păi foarte repede au ieșit. O săptămână, de obicei, lor le după 5 ani ieșeau cu, știți, și cu băncile, cu orice, cu motorina, cu benzina, cu orice analiză fac, le ia câțiva ani. Acum au ieșit foarte repede să spună cum e cu prețul. Eu am rămas surprins de aceea și spus, am și notat în calendar.
Da, eu nu cred în continuare că problema este prețul la ouă și pătlăgele. Pentru unii asta e problema. E adevărat, dar eu cred... e calculul de fiecare zi. Corect, dar eu cred că acea listă este creată destul de aberant, ea nu acoperă nevoile coșului zilnic al românilor, sunt doar câteva produse, destul de nișat, așa ca să zic, identificate. V-am dat exemplu cu cartonul de ouă, adică nu se aplică reducerea la cartonul de ouă dacă e de 30 de ouă sau... Problema este dacă pachetul de măsuri anunțat de guvern, cel cu bulversarea sistemului fiscal în diverse domenii, dacă va crea un efect în economie. Și atunci vom vedea dacă anul viitor românii au de câștigat sau de pierdut după aceste lucruri. Eu tocmai reciteam un economist, celebru economist american, a fost consilier al lui Ronald Reagan, se numește Laufer, care e autorul celebrei curbe Laufer și care spune că există un nivel de taxare pe care lumea îl suportă. Dacă nivelul e 0 sau 100%, lumea nu-l mai suportă. Și teoria lui este că dacă mărești taxele, nu încasezi în cifra absolută mai mulți bani, motivul fiind că foarte mulți români care au mici afaceri, nu vorbim de oameni cu mulți angajați, o familie care are un chioșc de produse și care o mărire a taxelor îi face să nu își mai treacă niște cărți de muncă și să ia niște bani la negru, la pungă, cum se practică de altfel în România pe scară largă, și vom vedea ce efecte va avea acest lucru asupra economiei, pentru că întreprinderile mici și mijlocii sunt cele care pierd în toată această perioadă, nu marile companii. În această perioadă, cele mai afectate sunt întreprinderile mici și mijlocii, iar la ele, diferența dintre câteva procente în plus la taxe înseamnă diferența dintre profit și pierdere. Și e un moment foarte bun să le explicăm telespectatorilor noștri în ce constă problema bugetului, problema lui Marcel Ciolacu. E un fel cât se poate de elocvent în care Ziarul Financiar arată cum stau lucrurile. De aici și marea întrebare: de ce caută Marcel Ciolacu soluția în altă parte? Pentru că Ziarul Financiar ne spune așa: în primele 6 luni ale acestui an, veniturile bugetului au fost de 49 de miliarde de euro în condițiile în care programul era de 50, deci o diferență de 1 miliard de euro, dar în privința cheltuielilor, față de un program de 53 de miliarde, guvernul a cheltuit 56 de miliarde de euro. Adică cu 3 miliarde de euro în plus. De ce a cheltuit cu 3 miliarde de euro în plus? Mister, dar ne putem închipui cu toții. Au angajat, și-au mărit lefurile, și-au cumpărat tot felul de lucruri. Cert este că au majorat cheltuielile într-un ritm mult mai mare decât au scăzut veniturile, că veniturile au scăzut, da? De da. Ce caută soluția Marcel Ciolacu la venituri și nu umblă la cheltuieli? Asta e întrebarea. Păi cred că va merge mână în mână, dar între noi fie vorba, sănătatea e dată de venituri, nu de cheltuieli. Adică noi la cheltuieli, hai să zicem, stăm destul de bine, în sensul în care eu am bănuiala, fără a fi specialist, că noi trăim puțin peste posibilitățile noastre. Cum sigur adică că, puțin? Cu, mă rog, 3 miliarde peste. Cu 3 miliarde, da. Vreau să, spun că, trăim peste posibilități. O regulă simplă, repet, pentru un neofit al economiei, dar care măcar a citit Oliver Twist al lui Charles Dickens. Dickens spune că dacă cheltui, dacă câștigi 7 shillings pe săptămână și cheltui 5, e bine. Dacă câștigi 5 și cheltui 7, ești falit. Ori să recunoaștem, noi suntem în această situație din a trăi mai mult sau mai puțin pe împrumuturi de ani de zile. Gândiți-vă la ce s-a rezumat la noi discuția despre PNRR, care debutase foarte bine acum vreo 2 ani. Președintele Iohannis ne spunea că va fi un plan rezistență, reziliență național bun. Într-adevăr, părea o ocazie istorică. La ce s-a redus până la urmă? Ce facem cu pensiile, dacă băgăm mărirea pensiilor, dacă intră? Ce facem cu împrumuturile, ce facem cu pensiile speciale. Deci e limpede că la noi cheltuielile au grevat în permanență veniturile care au fost sub nivelul nostru.
deși avem un PIB în creștere, deși depășim așa atletic unele țări la PIB, noi la încasarea veniturilor suntem restanțieri. Bun, nu o să ajungem prea curând la nivelul țărilor nordice, dar nu asta e problema. Problema e să ajungem în măsura posibilităților noastre să nu mai importăm bunăoară, spunea domnul Ionaș, să nu mai importăm lucruri care în mod categoric s-ar putea face în țară. Cum ar fi carnea, cum ar fi, era să zic, blestemata de carne, dar nu e bine că în definitiv e un aliment pentru noi toți. Dar cum e posibil ca o țară ca România să importe atât de multă carne în condițiile în care este evident că sunt oameni care profită din acest lucru și până la urmă la profitul lor se reduce o strategie națională de ani de zile? Haideți să fim serioși, cred că orice om cu 4 clase primare își dă seama că aceste cantități enorme de carne importate în România sunt afaceri, nimic mai mult. Nu că România ar fi incapabilă să-și producă alimentele. Haideți că râde lumea de noi. Deci, din acest punct de vedere, o politică guvernamentală se va reduce la cine va tăia acest nod gordian. Pentru că o reducere a cheltuielilor de acest gen, în mod evident, să știți că lovește în anumite interese tot din țară. Un păienjeniș destul de transparent în ultimă instanță, care merge de la carne până la grânele ucrainene, că nu ucrainenii vând grâul la noi în țară, sunt români care îl cumpără printre alții. Deci, din acest punct de vedere, vă dați seama că sunt niște afaceri atât de transparente încât trebuie doar un guvern care să aibă curajul să apuce problema de la un capăt și să tragă de soare, să vedem unde duce. Raluca Turcan, ministrul culturii, face o declarație care seamănă cu o metaforă, dar nu e o metaforă, și spune așa: e o problemă, e o mare problemă cu posturile neocupate care vor fi șterse din organigrame și dă exemplul orchestrei și spune, dacă într-o orchestră lipsesc niște instrumentiști, nu poți să-i tai, pentru că orchestra nu mai există. E valabil în mai multe domenii? Dom'le, ca să fiu foarte deschis, eu bănuiesc că are dreptate, nu mă pricep la orchestre, dar bănuiesc că are dreptate pentru că vă dau un exemplu foarte concret. Gândiți-vă că eu am un post de conservator care trebuie să aibă studii de chimie, dar și de biologie. Dom'le, l-am scos de câteva ori la concurs, ba se prezenta unul cu chimie, ba unul cu biologie, dar nu venea nimeni și cu biologie și cu chimie. Cum cere postul? N-am decât două variante, ori să-l scol la concurs până că vine cineva, ori să modific postul. Dar el era vacant. Deci va fi șters. Dacă va fi șters, rămân totuși fără un... Eu am un centru de, de conservare a publicațiilor, dar nu am acest specialist. Păi și dacă mi-l șterge, măcar așa aveam speranța că într-o zi l-ocup. Bănuiesc că așa e și la orchestre. Că poate, poate nu găsești să angajezi neapărat pe unul. Numărul orchestrelor, ne întoarcem la Coana Leana, care spunea, haide să cânte aia mai tare, ce vă trebuie 7? Puneți 4 să cânte mai tare. Păi totuși, orchestra e un lucru fin, bănuiesc că știe, i-a spus cineva, mă rog, poate a avut discuții cu cei de la filarmonică, de la... dar nu vă mai spun câte teatre sunt de operete, de teatre lirice în țară. Păi dacă sunt sub 50 de angajați, îi comasează, nu-mi dau seama ce va urma. Repet, e bine să discutăm cu oameni care se pricep, că una, putem să luăm declarațiile oamenilor politici la infinit. Bănuiesc că Raluca Turcan, ministrul culturii, a vorbit cu cineva dintr-o orchestră care a spus, dacă vorbea cu cineva dintr-un teatru... De unde ar trebui să taie, domnule ministru? Păi am văzut astăzi pe Maia, am văzut-o pe Maia Morgenstern astăzi, da. Chiar la dumneavoastră. Da. Bănuiesc că avea dreptate, adică dacă niciun actor sau un om de teatru nu știe ce nevoie mai avem de... Ce vreți să spuneți? Că nu avem de unde să tăiem? Ok, dacă nu putem de la orchestre, nu putem de la biblioteci, de unde să tăiem? Domnul Brăgean, mai spun o dată. Sunt 1200 de companii de stat în România. Da. Dintre astea, în afară de hidroelectrica și alte câteva care fac profituri, dar care, atenție, 90% din dividendele hidroelectrica sunt luate de stat pentru pensii, salarii și așa mai departe. Din cauza asta, de ani de zile, hidroelectrica se chinuie să termine o hidrocentrală. Deci, statul a decis să ia profiturile de la aceste companii. Sigur, acum va fi listată la bursă, va fi mai greu să iei 90% din dividende când ești listat la bursă, fiindcă trebuie să depui niște rapoarte. Nu mai poți în mod arbitrar să decizi tu ce trebuie făcut cu banii, chiar dacă ești acționar, ești unul dintre acționari la bursă, statul român. Dar marea majoritate a acestor companii sunt niște găuri negre.
În timp ce vorbim noi acum, în timp ce vorbim timp de o oră, o oră jumate, două ore, aceste companii, fără să facă nimic, acumulează pierderi la bugetul de stat. Pierderi care nu vor fi recuperate niciodată. Nu există bunurile care să acopere la o eventuală vânzare arieratele companiilor de stat. În loc să privatizeze și sau să închidă companiile neprofitabile, statul român le jupoaie pe cele profitabile și pe cele neprofitabile le ține în continuare. Multe din ele, deși au angajați bunuri, pot fi scoase la o eventuală licitație, acumulează datorii la stat, vor acumula în continuare. Nu sunt profitabile. Nu există această situație, ca să nu creadă lumea, eu sunt un adversar al proprietății de stat, nu există această situație în niciun stat din Uniunea Europeană care are companii de stat. Hai să dăm exemplu de pe piața noastră. Compania CEZ, compania statului ceh, este o companie super profitabilă care s-a extins în toată Europa de Est. Nu ține statul ceh o companie, 1000 de companii pe minus pentru că are o companie profitabilă. Asta e situația în statul român. Să-l întrebăm pe domnul prim-ministru Ciolacu de ce ține în continuare companii care sunt găuri negre la bugetul României. Asta e singura întrebare. Iar acolo sunt miliarde, deci vorbim de miliarde, care acoperă cu mult, deci suma e mult mai mare decât gaura de 2-3 miliarde care spuneți că nu. Există banii. Doar cineva să aibă voința politică să-i caute acolo unde sunt. De a privatiza sau închide companiile neprofitabile, care n-au fost niciodată profitabile. De ce nu fac sunt asta? De 20 de ani pe pierdere. De ce nu fac asta? Pentru că acolo este clientela politică. De acolo se hrănesc. Absolut. Adică din hai să mergem la complexul energetic Oltenia și să vedem câți politicieni din România, de la toate partidele din România, au contracte cu complexul energetic Oltenia, o gaură neagră fără fund, care nu va fi acoperită niciodată, nici dacă începe mâine, reîncepe producția de cărbune, nu va fi acoperită niciodată acea gaură. Vladimir Ionaș, apropo de varianta care ni se livrează, da? De ce există o gaură la buget? Pentru mai mulți reprezentanți ai Partidului Social Democrat, de vină sunt guvernele 2020, 2021 și așa mai departe. E o parte a problemei că de acolo vine datoria restantă. Dar ni s-a spus că la categoria venituri a fost vorba despre un ministru al finanțelor nepriceput, care a trecut în program 50 de miliarde și n-a reușit să facă decât 49 de miliarde. Dar la cheltuieli, Vladimir Ionaș, același ministru al finanțelor a scris 53 de miliarde și guvernul în 6 luni a consumat 56 de miliarde. Asta de unde vine? Cine a cheltuit nemăsurat? Domnule Brăceanu, haideți să fim sinceri. Am mai spus mai devreme, mai sunt 10 luni până la primele alegeri, cele europarlamentare. La anul sunt 4 tururi de alegeri, toate alegerile pe care le avem. Nu vor exista măsuri nici cu închiderea companiilor, nici măsuri majore care să aibă un impact semnificativ. Vor exista tot felul de măsuri care, cel puțin la nivel de percepție publică, vor părea ca soluții minuscule, minore, pentru anumite probleme. Vom duce lucrurile cu această situație, le vom rostogoli până în decembrie 2025. Tocmai de aceea oamenii nu trebuie să aibă așteptări majore. Iar dacă după decembrie 2024 vom vrea cu adevărat să rezolvăm toate aceste probleme și cu companiile și cu situația din teatre și așa, există o soluție, dar acolo e nevoie ca toate partidele. Și repede, putea să fie la putere USR, AUR, PSD, PNL, PMP, orice partid. Aceeași doar situația că era. E o problemă. Fondurile europene. Fondurile avem, nu, până la fonduri europene, ca să putem să atragem fonduri europene așa cum trebuie, trebuie să facem ceva, am să vă zic eu. Și anume, reforma administrativ-teritorială. O reformă administrativ-teritorială adevărată de care România are nevoie din toate punctele de vedere, demografic, economic, social, sportiv, cum vreți noastră, o astfel de reformă va rezolva în primul rând această problemă economică a României. Există un termen limită care la începutul anului electoral. Știu, cred că nu PNR-ul, Comisia Europeană și acolo pune acest termen înaintea primelor alegeri. O să vedeți că se mai amână și acolo. Perfect de acord cu domnul Ionaș. E una preelectoral, uitați de măsuri. Și asta înseamnă că profundă. Vom rămâne fără fondurile europene? Nu știu asta, dar hai să vă citesc un top 6. L-au publicat colegii de la Spot Media astăzi. Press Hub. Hai să vă citesc. Ce datorii au companiile de stat? Și vă dau top 6. Compania Națională a Huilei, 5,1 miliarde de lei, 1 miliard de euro.
Pac! Direct! 1 miliard de euro. CFR Marfă, 2,1 miliarde de lei, 500 de milioane de euro. Complexul energetic Hunedoara, 1,7 miliarde de lei. Societatea Națională a Căilor Ferate, 1,2 miliarde de lei. Societatea Națională a Cărbunei, 418 milioane de lei. Tarom, 77 de milioane. Deci numai dacă le luați pe prim. Bă, am înțeles, Taromul, avem mândrie să avem linie națională aeriană, suntem patrioți, am înțeles. Și n-are o pierdere mare. Dom'le, dar numai companiile astea, CFR Marfă și SNCFR, dacă le vinzi și încerci să acoperi, și ai terminat cu pierderea. Pentru că aceste companii înregistrează pierderi în continuare. Vă închipuiți că peste noapte o să vină Făt Frumos, care din CFR Marfă și SNCFR, care de 20 de ani acumulează datorii, din o să facă Taroma social? Au reușit cât au avut manager privat? Greu, greu. Greu, dar a reușit. Greu. După aia au scăpat de el. După care au scăpat de managerul privat, absolut, care o dusese pe zero, sigur, operațional, și au rămas cu product datorii. Deci, încă o dată, dacă nu vom scăpa de aceste găuri negre, vreodată, nu știu când, după alegeri, cum zice domnul Ionaș, să fie pace, liniște și tot românul să prospere. Dacă nu vom scăpa de aceste găuri negre, vom avea în continuare aceeași discuție și la anul, și peste 2 ani, și peste 3 ani. Vreau comentariul domnului ministru în legătură cu fondurile europene. Fondurile europene, cum credeți că va fi rezolvată problema? Păi de asta a început totul. De asta a început totul, pentru că avertizmentele au venit de acolo. Dacă nu veneau avertizmente de la Bruxelles, nu a apăsat pe nimeni problema asta. Da. Nu se întâmpla. Și așa nu avem siguranța că se va întâmpla ceva. Dar măcar vor să dea impresia că se încearcă, în măsura în care cineva la Bruxelles să observe că se încearcă ceva și, în fine, să intre într-o serie de negocieri, de pertractări, pentru că noi nu ne putem permite să pierdem fondurile europene. Pierderea lor ar fi catastrofală pentru orice guvern român, oricât ar fi de dezinteresat de politică, dar dacă îi spui că s-au pierdut fondurile europene din cauza incompetenței, ia foc. Și din acest motiv, de fapt, e vâlvătaia, pentru că ni s-a spus, băieți, aveți un deficit enorm, ce Dumnezeu se întâmplă? Că înainte de a ieși domnul Muguri Sărescu alaltă ieri, ni s-a spus de la Bruxelles, România, ce ai de gând cu acest deficit? Că ești dincolo de normele pe care le-am stabilit. Deci, din acest punct de vedere, nu vom ajunge la un divorț, pentru că noi suntem buni europeni, evident, dar presiunea aceasta până acum a fost benefică și una peste alta, măcar de s-ar lua unele măsuri, fie și de, hai să zicem, de... Dar se vor lua, eu cred că unele dintre ele se vor lua, presați de problema acestor fonduri europene. Florin Câțu, fostul prim-ministru, l-acuză pe Marcel Ciolacu că în primele 2 săptămâni după instalarea la guvern a dat ordonanțe pentru subvenționarea cu 3,7 miliarde de lei a firmelor de partid. În ce constă această acuzație și cum răspunde PSD? După o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Florin Câțu, fostul prim-ministru, l-acuză pe Marcel Ciolacu că în primele 2 săptămâni de mandat a dat ordonanțe prin care a oferit subvenții bugetare de 3,7 miliarde de lei firmelor de partid. Și întreabă Florin Câțu, chiar nu vă e rușine să vă plângeți de situația bugetară dezastruoasă? Abrogați aceste ordonanțe. Florin Câțu, fost prim-ministru, în legătură directă cu noi, bună seara! Bună seara! Ce înseamnă firme de partid, Florin Câțu? Bine, știm cu toții ce înseamnă firme de partid. Nu știm, spuneți-ne! Păi, foarte simplu. Avem 2 ordonanțe, una de 6 milioane de euro, care este pentru sectorul agricol, iar secretarul general al Partidului Social-Democrat, sau Socialist-Democrat, nu știu exact, are afaceri în acest domeniu. La fel, cealaltă care este în domeniul construcțiilor, unde sunt 180 de milioane de euro. Sunt primele 2 ordonanțe pe care le-a dat Marcel Ciolacu când a venit ca premier, deși se știa deja că deficitul este mai mare ca anul trecut, mai mare ca în 2021, se știa de problemă și totuși a început cu aceste subvenții către 2 sectoare din economie. Sunt doar firme PSD? Sau sunt și firme PNL? Ceea ce știu eu. Asta este ce știu eu. Dumneavoastră știți că sunt numai firme PSD? De alte firme nu știu, să știți. Și dacă era... Deci știam, eu vă spun că nu era nevoie să dăm aceste ordonanțe. Pentru că astăzi, Marcel Ciolacu vine și încearcă să ne spună că el este un reformator și gata, rezolvă el problema la buget. Nu are credibilitate. Deci nu mai spun de ultimul an jumate când Ministerul Finanțelor a fost la PSD sau Ministerul Muncii și nu s-a făcut reformă din PNRR. Deci chiar dacă dăm la o parte acest an jumate dezastros în care nu s-a făcut nimic, în care s-au băgat taxe și nu s-au încasat bani,
luăm primele două săptămâni, care e Marcel Ciolacu, primul lucru vine și dă o donanță care dă de la buget 7 miliarde și apoi se plânge, se vaită peste tot că avem o situație dificilă și trebuie să creștem taxe în sectorul privat, pentru că nimeni nu crede că cealaltă propunere va aduce vreun bani la buget. Am înțeles. Știți, există o declarație făcută de Sorin Grindeanu. Dumneavoastră, cred că o cunoașteți. Aș vrea să o reproduc pentru telespectatorii noștri. 60% din banii împrumutați astăzi merg pentru plata sau refinanțarea datoriilor din urmă, mai ales a datoriilor imense contractate de guvernările de dreapta. Și exemplifică Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, un record istoric, 100 de miliarde pentru datoria publică atins în 2020, față de 29 miliarde cât avea datoria publică în octombrie 2019, ultima lună de guvernare PSD. Și vorbește în mod special despre dumneavoastră și despre Ludovic Orban, vă face vinovați pentru creșterea datoriei publice. Cum comentați, care e răspunsul? Și totuși, 2022, anul în care PSD a avut ministerul finanțelor, este anul în care România s-a împrumutat cea mai mare sumă din istorie, într-o singură, 160 de miliarde. Păi iată că anul... Sorin Grindeanu spune că se împrumută ca să plătească datorie din urmă. În 2022 nu a fost cadent niciun împrumut luat în perioada 2020-2021. Au fost cadente împrumuturi luate în perioada 2017-2019 și chiar mai devreme de guvernările PSD-iste. Deci niciun împrumut, niciun leu sau niciun euro împrumutat în perioada 2020-2021 nu a fost cadent în 2022. Deci nu are cum să aibă o legătură cu acea guvernare. Mai mult, împrumuturile din perioada pe care l-am făcut noi în 2020-2021 erau la dobânzi minime istorice în lei și în euro chiar am împrumutat la dobândă negativă. Iar și totuși, Florin Cîțu, când oricine aude că datoria publică între octombrie 2019 și sfârșitul lui 2020 a sărit de la 29 de miliarde la 100 de miliarde, care e explicația? Ce s-a întâmplat? S-a triplat? Este una simplă. În primul rând, România a intrat în acea perioadă cu un deficit de 4% după 2019 guvernare PSD, dar am reușit, pentru că trebuie să ne uităm la toată Europa și perioada de pandemie, să creștem deficitul doar cu 5 puncte procentuale. Când în Europa medie deficitul bugetar a crescut cu 6,2%, sunt țări care au crescut cu 10% din PIB deficitul, și iar România în 2021 a redus deficitul mai mult decât media Uniunii Europene. Deci trebuie să ne uităm la tot contextul european și vedem că România a avut o performanță mai bună, deși a pornit de la premise foarte proaste, după 3 ani de zile în care PSD a ignorat avertismentele Comisiei Europene, totuși a reușit să crește deficitul cu o sumă mai mică, un procent mai mic decât celelalte țări, și apoi să reducem mai mult. Când am plecat la guvernare, economia creștea cu 6%, inflația era în jur de 2 și ceva, roborul la 1 și ceva. Dar banii ăștia tot, noi, românii, trebuie să plătim banii ăștia. E adevărat și, repet, în guvernarea liberală, acele împrumuturi au luat dobânzi minime istorice sau dobânzi negative. În 2022 am împrumutat și aproape de 10%. Cea mai mare sumă împrumutată din istorie, dobânzile plătite în 2022 sunt cât s-a plătit în 2 ani, în 2021 și 2020 aproape. Și nu luăm în calcul 2023, care iarăși va fi un an istoric pentru sumele împrumutate, cred că, bineînțeles că depășește pe 2022, și la fel și dobânzile. Vorbim de dobânzi anul trecut, doar plata dobânzilor, de 30 de miliarde. Când se acumulează datoria, cred că altă variantă nici nu există. Mulțumesc, Florin Cîțu, fost prim-ministru în direct la Digi24. Lucian Romașcanu, senator, este liderul grupului PSD din Senatul României și purtătorul de cuvânt al partidului. Bună seara! Acuzația. Care e răspunsul dumneavoastră pentru acuzația că au fost date două ordonanțe, subvenții bugetare pentru firme de partid de 3,7 miliarde de lei în primele două săptămâni de mandat Marcel Ciolacu la guvern? Da, cine a făcut acuzația asta? L-ați auzit mai devreme pe Florin Cîțu. Cine e Florin Cîțu? Știm cu toții. Nu, știm cu toții cine a fost. Cine e, mi-e greu să-l mai dețin. Spuneți-ne dacă e adevărat sau nu. Păi nu, stați o secundă ca să vă ne lămurim întâi cine lansează acuzația. E adevărat? Dumneavoastră aveți un public extrem de educat, care nu cred că se uită la cineva care a picat de două ori la facultate, arestat în America
un om care, deși ați avut eleganța să-i dați șansa să răspundă cum a dus deficitul de la 2,3-2,4 cât era la 4,2, după care la 9,2, n-a fost absolut deloc convingător, cel puțin pentru cei care sunt convins că se uită la emisiunea dumneavoastră. Este omul care a ținut 6 luni pe tușe România ca să ajungă președintele Partidului Național Liberal pentru încă 2-3 luni. Deci ăsta e omul care face această acuzație și am auzit în spate consilierii. Era un pic de zgomot. Cred că ea sunt consilierii dumnealui dacă poate să lanseze o asemenea acuzație când cele două programe la care se referea sunt vitale pentru România. Este vorba de Construct Plus, care are 150 de milioane pentru 4 ani și care înseamnă, în condițiile în care noi importăm în jur de 8 miliarde de materiale și de construcții pentru ceea ce se construiește în România, înseamnă o subvenție pentru cei care vor să investească în capacități de producție în România pe zona de materiale de construcții, și mai sunt 150 de milioane pentru 4 ani la fel, pentru producția, pentru investițiile în procesarea de produse agricole. Deci e adevărat, cele două ordonanțe există. Există, bineînțeles, subvenții pentru două sectoare fantastice. Noi ne plângem că exportăm greu și importăm pâine congelată. Ne plângem că nu avem producție de fier beton, de cărămizi, de ce vreți dumneavoastră. Importăm de 8,2 miliarde asemenea tipuri de producție. Și a venit Partidul Social Democrat și a spus, vă dăm fie sprijin pentru cine investiți în producție asta, fie sprijin plus sau garanții bancare pentru cei care dați în alimentare. Mai am o întrebare, Lucian Rămășcan. Ce s-a întâmplat? Secundă, vine domnul Câțu sculat din morți și spune că se duc către firmele. Păi câte firme să aibă PSD-ul să ia 150 de milioane ori 4 ani? Omul e dus cu totul dintre stați noi. Puțin, stați puțin. Îmi pare foarte rău că trebuie să ajung să-i comentez. Marea mea rugăminte este fără insulte. Asta e regula locului. Așa e la Digi24. Puteți să atacați idei. Este interzis să atacați persoane. Noi nu vă permitem asta. Păi nu, dar n-ați nicio persoană. Îi atac faptele și declarațiile. Ați folosit două expresii care sunt la limită. Spuneți-ne dacă... Deci, argumentul dumneavoastră este că nu are PSD-ul atâtea firme cât să consume suma asta? Nu! Ăsta este un argument de bun simț pentru elucubrațiile domnului Câțu. Argumentul firesc de l-am dat mai devreme. Sunt două sectoare vitale pentru economia României. Dar, repet, adică domnul Câțu pe cine reprezintă? Domnul Câțu a spus și atrag atenția domnului Ciucă, dacă cumva se uită la emisiunea dumneavoastră, că domnul Câțu a spus că în ultimii un an jumate nu s-a întâmplat nimic, doar au crescut taxe și au scăzut venituri. Deci este o acuză și la șeful dumnealui de partid. Pe cine reprezintă domnul Câțu totuși? Spuneți-mi ce s-a întâmplat cu cheltuierile bugetare în primele 6 luni ale anului, dacă aveți o explicație, față de un programat de 53 de miliarde de euro, au fost consumate 56 de miliarde de euro. De ce au crescut cheltuierile? Se știe? E clar? La Ministerul de Finanțe cu certitudine să știe, nu am aceste cifre. E un subiect discutat, e alarmant? Este o evidență și dacă știți foarte bine, problema de creștere cu 4 miliarde din 53 în 57 nu e atât de gravă pe cât este neîmplinirea planului de încasări. Iar colegul domnului Câțu de partid, care a condus ANAF-ul, a și plecat din această poziție, tocmai din această situație. Dar constat că aveți o problemă nu numai cu Florin Câțu, aveți o problemă cu PNL. Nu, n-am o problemă cu PNL, am o problemă cu Florin Câțu și cu unii dintre colegii dumnealui din PNL care nu știu de ce sunt în PNL sau dacă sunt în PNL, de ce își asumă asemenea... Ați vorbit cu Nicolae Ciucă despre asta vreodată? Eu? Dumneavoastră PSD. Noi PSD avem acum la guvernare o echipă de colegi în frunte cu domnul Ciolacu care discută de problemele guvernării la guvern, iar de problemele coaliției în coaliție, unde eu nu am participat la ultimele ședințe. Mulțumesc. O să vă spun doar atât. Singura soluție pentru ceea ce se întâmplă în România în acest moment este o reformă profundă a statului în primul rând. Vom asista la ea? Ce să facem? Vom asista la această reformă? Vom asista cu certitudine și este un lucru de apreciat și un curaj politic rar sau unic în 30 de ani de democrație ca
înaintea unui an cu patru runde de alegeri să se ia decizii atât de ferme și atât de importante cum vor fi cele care... Una dintre ele, nu mai avem timp, trebuie să luăm publicitate imediat. Spuneți-ne, dintre toate deciziile astea curajoase, spuneți-ne una dintre ele. Una dintre ele este reducerea aparatului bugetar cu 15% prin reorganizare până la sfârșitul anului, ar putea fi una din măsuri. Păi care reorganizare? Că e vorba doar prin de două... Reorganizare. Prin reorganizare. Este un proces. Este un proces care se face, este legal, este la dispoziția oricărei organizații să se reorganizeze. Ca să nu vorbesc de cele 181.000 de posturi bugetate neocupate care... Inexistente, da, neocupate. Bugetate. Da. La rectificări, știți, domnule Romașcanu, că se întâmpla și în anii trecuți. Și la rectificări, banii ăștia erau trecuți în bugetul mare și folosiți la altceva. E practic același lucru. Exact. Și desființând aceste posturi, acești bani aferenți bugetelor acelor posturi nu vor mai putea fi transferați în altă parte. Nu mai avem timp. Lucian Romașcanu este purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat în direct la Digi24 despre tentativa de asasinare a lui Volodymyr Zelensky. Imediat, după o scurtă pauză, vă așteptăm.